Bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii ZF Deschiderea de astăzi. Discutăm cu Alin Brendea, director general adjunct al Prime Transaction. Alin, bună dimineața! Bună dimineața, Liviu! Alin, înainte de a vedea care sunt evenimentele pentru această săptămână, iată, deschidem săptămâna, hai te rog să ne uităm la ședința tranzacționare de vineri pentru a putea anticipa tendințele. Am văzut noi vineri pe 21 august BRD pe primul loc, tranzacții de aproape 13 milioane de lei, fiind cea mai tranzacționată acțiune de la Bursa Românească, prețul însă în scădere cu aproape 1%, Romgaz pe locul 2 în topul lichidității, 5,2 milioane de lei, nicio dinamică a prețului acțiunii, Banca Transilvania completează podiumul, 4 milioane de lei, 1,4%. Cum ți se pare acest podium? Da, într-adevăr, găsim două titluri bancare și Romgaz pe acest podium al lichidității. Nu este ceva extrem de surprinzător. Au fost și anumite tranzacții mai mari care au propulsat aceste acțiuni în acest top al lichidității, în special la BRD și Romgaz. De remarcat, din punctul meu de vedere, ușoara discrepanță între cele două titluri bancare, în sensul în care BRD are o scădere de aproape 1%, Banca Transilvania o creștere de peste 1%. Probabil sunt influențate sau se așează, să spunem, emitenții în funcție de rezultatele financiare care au fost anunțate în ultima perioadă. Pentru toți cei trei emitenți, să spunem așa, ultima săptămână, ultimele 10 ședințe tranzacționare au adus fie scăderi, fie stagnări pentru Banca Transilvania, în conformitate cu, să spunem, și cu rezultatele financiare recent anunțate. Deci, în principal, investitorii tranzacționează acum în funcție de rezultatele semestriale. Sigur, pentru piața românească, cel puțin din punct de vedere fundamental, este informația cea mai importantă. A fost o informație așteptată. Încă nu avem toate rezultatele, cel puțin nici pentru emitenții din B, dar sunt informațiile care, să spunem, fiind obiective, sunt cel mai folosite în momentul de față de către investitor pentru a își rebalansa portofoliile investiționale. În cazul Băncii Transilvania, două evenimente importante la începutul lunii octombrie, deci mai sunt undeva la 5 săptămâni, dar cu toate acestea trebuie luate în calcul. Data de înregistrare pentru dividendele din profitul pe 2019, dar și data de înregistrare pentru acțiuni gratuite, cum crezi că va evolua cotația Băncii Transilvania în apropierea acestor evenimente? Cu siguranță va fi un punct de interes, dat fiind, să spunem, și istoria din ultimii ani a pieței românești, anume observăm un apetit în creșterea investitorilor pentru tot ceea ce înseamnă dividende sau acțiuni gratuite acordate de către emitenți. Sigur, vorbim de o perioadă în care nu mai există evenimente asemănătoare în cazul altor emitenți și atunci, foarte probabil, acest lucru va aglomera, să spunem, ordine pentru Banca Transilvania. Probabil va fi un factor pozitiv pentru cursul de tranzacționare. Evident că va trebui să vedem și contextul din acea perioadă, dar cu siguranță putem miza pe o creștere a lichidității în perioada respectivă. Mergând mai departe, Alin, rulaj total și dinamica BED din ședința de vineri, vedem noi 33 de milioane de lei lichiditate pe segmentul de acțiuni, alte 2,6 milioane pe segmentul de obligațiuni, cel din urmă asigurat în mare parte de titlul de stat în euro, cel mai lichid, am scris și noi. Cum ți s-a părut această lichiditate de la finalul săptămânii? O lichiditate, să spunem, în medie, poate, dacă ne uităm la media din ultimele zile, poate un pic chiar peste medie, este totuși o lichiditate, să o numesc așa, estivală, este perioada verii, o perioadă oarecum mai liniștită. Am traversat mai multe ședințe cu o volatilitate redusă, ceea ce, sigur, se transmite și într-o lichiditate mai scăzută, deci din punctul meu de vedere o lichiditate obișnuită pentru Bursa Românească și pentru această perioadă. De asemenea, pentru titlurile de stat, Fidelis, piața secundară a lor, remarcabil la nivel de săptămână,
lichiditatea bună, chiar foarte bună. Am avut într-una dintre ședințe, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută, una din cele trei emisiuni în postura de cel mai tranzacționat instrument financiar de la cota bursei. Din punctul meu de vedere, este un lucru foarte bun, încurajator. Sigur, în ședința de vineri, pe una din emisiuni n-au mai fost făcute tranzacții, cea cu scadența pe 4 ani, dar per ansamblu, pe titlurile de stat, în cele din urmă, să spunem, se creionează o piață secundară cu lichiditate, există cotații, se fac tranzacții, fiind, încă o dată, probabil cel mai bun semn din această vară pentru Bursa de Valori București. Am văzut și noi, Alin, am acoperit acest subiect la jumătatea săptămânii. O emisiune de titlu de stat, Fidelis, a fost mai tranzacționată decât un blue chip. Fondul proprietate era pe locul 2 atunci, dacă nu mă înșel. Ceea ce ne-a determinat să scriem și cât să calculăm, de fapt, cât au tranzacționat investitorii în prima săptămână cu Fidelis la bursă. Am văzut noi undeva la 40 de milioane de lei pe toate cele trei emisiuni. Am comparat cu precedenta emisiune de titluri de stat, cea din 2016, și am observat noi că din 2016, de când s-au listat acele titluri de stat, și până la scadența din 2018, lichiditatea a fost undeva la 22 de milioane de lei. Deci, iată, în doar o săptămână cu Fidelis 2020 la bursă, lichiditatea aproape dublă decât în cei 2 ani cu precedenta emisiune. Te așteptai la această lichiditate? Ok, aveam așteptări pozitive, ele până acum sunt confirmate. Din punctul meu de vedere, contează și mixul acesta de emisiuni și în lei și în euro, ceea ce a atras, să spunem, interes din toate părțile, interes al investitorilor. De asemenea, contează foarte mult și faptul că există cotații la cumpărare semnificative, se găsesc în fiecare zi, ceea ce asigură o ieșire din investiție foarte facilă pentru cei care doresc acest lucru. Sigur, în al treilea rând, poate cel mai important, contează și faptul că imediat după listare, practic, s-a putut marca un mic profit. Pentru instrumente monetare nu este chiar mic, ci un profit semnificativ, ceea ce probabil că a adus un număr de vânzători mai mari în piață. Există și cumpărători, sigur am văzut această lichiditate, care încă o dată confirmă, să zic așa, că putem vorbi de o piață a titlurilor de stat, o piață secundară la Bursa de Valori București, lichidă și funcțională în acest moment. Undeva la 2% am observat noi câștig în prima săptămână. Da, chiar și peste 2,6 cred că era titlul de stat pe 4 ani. Pe 4 ani, exact. În plus față de valoarea nominală, da. Mergând mai departe, Alin, în top 3 creșteri în ședința din 21 august, vedem noi pe primul loc Dafora, un traliu, am putea spune, aproape 12%, 74.000 de lei. Și azi te rog, înainte de a merge mai departe, evenimente pe Dafora nu au fost în ședința de vineri, dar iată, am avut un raliu. De ce? Da, într-adevăr, nu am văzut știri anume. Dafora este o acțiune nu foarte lichidă și atunci un ordin mai mare poate să creeze variații mai mari în piață. Se așteaptă rezultatele financiare și, ok, probabil în așteptarea acestor rezultate, investitorii devin mai atenți și la astfel de acțiuni. Pe 28 august își va raporta Dafora rezultatele semestriale. Pe locul 2 în topul celor mai mari creșteri de vineri vedem noi iHunt, 1,5%, 54.000 de lei rulaj. Banca Transilvania 1,4%, 4 milioane de lei, am discutat despre banca de la Cluj. În cazul iHunt? Sigur, iHunt face parte din emitenții noi listați la Cota Bursei de Valori București. Este reprezentantul unui sector interesant. Ok, și probabil că pe o piață care caută noi oportunități, noi variante investiționale, este foarte probabil să fie atras atenția în ședința respectivă anumitor investitori și de aici ordinea de cumpărare să fie determinat o creștere, într-adevăr, ceva mai mare decât, încă o dată, decât o piață unde volatilitatea a fost destul de rece.
La polul opus vedem noi turism, hoteluri, minus 4%, 3,2 milioane de lei tranzacții. De menționat că este vorba de o tranzacție specială, am calculat undeva la 5,2% din capitalul social al companiei. 2C Telecom, minus 1,4%, 116.000 de lei. 2C Bank, minus 1%, aproape 60.000 de lei. Acest podium, câteva comentarii? Vis-a-vis de acea tranzacție mai mare, sigur, vorbim de un pachet mai mare de acțiuni, de multe ori prețul la care se realizează o tranzacție de acest gen, ținând cont de condițiile de lichiditate ale pieței, poate fi în intervale mai mari față de prețul de referință, de aici și scăderea mai mare. Probabil, fiind un pachet de peste 5% în ședințele următoare, e posibil să vedem și cine a făcut aceste tranzacții. Vis-a-vis de titlurile listate pe piețele externe, au preluat din o oarecare tendință descendentă de pe bursele europene din ziua de vineri și sigur s-a transmis în această scădere de circa 1%. Alin, te rog să ne spui la ce să ne așteptăm în această săptămână de la Bursa Românească. După cum spuneam, bursa este și probabil se va menține în continuare într-o zonă așa, ok, o numesc festival, dar o zonă în care volatilitatea și lichiditatea practic va fi undeva în zona de medie, poate spre minime. Sigur, mai avem încă rezultate financiare pe care le vom primi în această săptămână. Mai sunt doi emitenți din BET, Sfera Group și Transgaz. Astfel de informații pot să aibă acest efect de a acumula mai multe ordine de tranzacționare și să vedem evoluții mai dinamice. Sigur, va rămâne să vedem exact ce cifre vor fi anunțate. Există, din punctul meu de vedere, și un oarecare blocaj al pieței locale, ținând cont de evoluțiile piețelor externe, care au atins noi maxime. Am avut maxim intraday, inclusiv pe Standard & Poor's 500 în Statele Unite. Este cumva o perioadă în care investitorii vor să se convingă că trendul actual de creștere de pe piețe este unul sustenabil. Sigur, am trecut prin rezultatele financiare, ele au venit în general și pe bursele mari și pe Bursa Românească în așteptări, poate un pic chiar peste așteptări. Însă, ținând cont de nivelul actual la care sunt bursele, anumite corecții pot fi luate în calcul și probabil că acest lucru și în această săptămână va păstra oarecare așa, timiditatea investitorilor sau prudență pe care o vom vedea în piață. Uite, aici e un subiect interesant. Crezi că se pune problema de superficialitate a piețelor de capital în această perioadă, având în vedere că, iată, după cum ai spus și tu, peste ocean vorbim de maxime, dar economia nu o duce atât de bine. De ce? De unde această paralelă? De unde acest contrast? Da, într-adevăr, dacă ne uităm și prin presa de specialitate, marile burse, marile economii, vedem foarte des dezvăluit acest subiect al unei oarecare decuplări dintre bursă și economie. Din punctul meu de vedere, nu e neapărat o decuplare, ci probabil economia s-a scindat în companii foarte mari care reușesc să reziste bine în criză. Unele chiar capitalizează anumite avantaje competitive și vin cu rezultate pozitive. Și companiile mai mici, care într-adevăr o duc mult, mult mai greu. Ceea ce apare ca și explicație și la ceea ce subscriu, practic, evoluțiile burselor mari sunt foarte mult susținute de infuzia masivă de capital, care duce la următoarea realitate. Toate produsele, să spunem, investiționale, bazate pe cash, încep să aibă randamente din ce în ce mai proaste. Și atunci, sigur, sunt căutate și evaluate mai bine produsele financiare care oferă în continuare creare de plus valoare. În zona aceasta, acțiunile rămân principalele active de acest fel, de unde, într-adevăr, avem o piață la maxime, avem o perspectivă a economiei care nu este la maxime, evident, și nicio formă a economiei care
este în zona respectivă, dar investitorii în marea de bani care se reversă către piețele financiare cumva sunt forțați sau decid până la urmă să ofere indicatori de valoare mai generoși pentru acțiuni, cumpărând inclusiv la aceste prețuri. În mare, cam aceasta cred că este explicația. Sigur, e un subiect despre care se discută intens și se va mai discuta cel puțin în acesta. Și dacă ar fi la finalul. Dacă ar fi să transpunem această situație și la Bursa de la București, vedem lichiditate și pe titlurile de stat în această perioadă, sunt lipsite de riscuri, iar veniturile sunt neimpozabile, 4,5 dobândă peste cea bancară, deci destul de atractive pentru investitori. Cu siguranță, atractivitatea este dată de acest randament superior dobânzilor bancare și încă o dată și de faptul că existând piața secundară, intrarea pe astfel de instrumente și ieșirea este un lucru facil în acest moment. Din punctul meu de vedere, existența acestei piețe secundare, probabil sau foarte probabil la următoarea emisiune sau următoarele emisiuni primare de titluri de stat pe Bursa de Valori București va produce un interes mult mai mare și sumele pe care statul ar putea să le atragă de pe Bursa de Valori București prin astfel de emisiuni ar putea crește exponențial. Alin, două aspecte aș mai vrea să discutăm. 24 august, astăzi o lună de la eliminarea pragului la SIF-uri, singura raportare de peste 5% din partea unui fond administrat de BT Asset Management, undeva la 5,1%. Evenimente remarcabile și dintr-o perspectivă ziaristică putem spune că nu prea au fost. Cum vezi tu evoluția SIF-urilor? Iată, a trecut o lună de la eliminarea acelui prag, am zis noi că era cel mai disputat prag de deținere la o societate din România, însă dinamica SIF-urilor nu a fost foarte, foarte apreciată. Da, într-adevăr s-au păstrat cumva în același caracter, în același parametri în care se tranzacționau sau evoluau și înainte de scoaterea acestui prag de deținere. Practic vorbim de o tendință a ultimei perioade, a ultimilor ani, 2 ani de zile pentru titlurile SIF. Ușor, ușor au intrat, hai să spunem, într-o zonă secundară a bursei, rare ori mai reușesc să intre în topul lichidității pe piața bursieră. Acest lucru probabil și din cauza unei politici de dividend nu foarte atractivă pentru investitori, dar și multelor știri, să spunem, negative, lupte între acționari, acuze care pentru mare parte dintre investitori sigur conduc la o anumită prudență, o anumită, să spunem, stare de așteptare, ceea ce se transmite evident și în dinamica de piață, lichiditate, număr de cumpărători, de vânzători. De aici undeva, părerea mea, ar fi explicația pentru, să spunem, oarecarea lipsă de dinamism a titlurilor SIF, plecând de la faptul că, da, ani de zile s-a discutat despre acest prag de deținere și puteam să ne imaginăm și un scenariu în care titlurile SIF să devină mult mai dinamice după această eliminare a pragurilor. Având în vedere că, iată, această emisiune Fidelis, este posibil să fie atras și investitori în acțiuni, care probabil caută în aceste zile diverse companii în care să investească, să se orienteze aceștia către o SIF sau să investească direct într-o companie care este și în portofoliul unei SIF, de exemplu Banca Transilvania? Din punctul meu de vedere, cei care au investit în titluri de stat au un profil redus de risc. Ca atare, prima grupă sau prima caracteristică a unor emitenți listați, care probabil că le-ar atrage atenția, ar fi societăți care pot să fie în postura de a da dividende mai importante. În general, există această legătură a investitorului care vine din domeniul depozitelor bancare și caută în special un randament bun al dividendului, înțelegând mult mai bine și mai simplu acest randament mai mare decât al depozitelor bancare pe care le pot oferi dividendele. Din punctul meu de vedere, astfel de companii ar trebui să fie căutate. Sigur,
mulțimea mai redusă a celor care sunt, fac parte din indicele B. Din păcate, în cazul SIF-urilor, după cum spuneam, randamente la dividend semnificative nu au mai fost în ultimii ani și probabil, ca să răspund la întrebarea ta, nu cred că vor stârni un interes foarte mare SIF-urile pentru acești investitori. Sigur, alți emitenți din portofoliul SIF-urilor, cum sunt cei care au randamente ridicate la dividend, Nuclear Electrica, Romgaz, Banca Transilvania, Petrom, sunt acțiuni eligibile pe baza raționamentului pe care l-am enunțat eu. Și un ultim aspect, Alin, dacă îmi permiți. În septembrie vine acel anunț cu privire la promovare. Cum crezi că vor fi lucrurile? Sigur, vorbim despre un lucru deja foarte cunoscut, foarte mult vehiculat și în media și în discuțiile brokerilor cu clienții. Însă, cu siguranță, în momentul când se și întâmplă ceva, există un efect mai important. Ca atare, cel puțin la nivelul mentalului pieței, a psihologiei investitorilor, va fi un lucru pozitiv. Va rămâne de văzut cât se va putea transmite, să spunem, și în comportamentul investitorilor instituțional mai mari din acest pozitiv. Probabil va conta foarte mult și situația din acel moment din România. Avem în față o moțiune de cenzură acum, avem niște alegeri în noiembrie, însă una peste alta, cu siguranță o să fie un eveniment pozitiv. N-aș avea așteptări extraordinare pe termen scurt, așteptările mai semnificative la genul acesta de eveniment ar trebui să fie pe termen mediu și lung. În regulă. Deci să reținem, să facem o scurtă recapitulare a discuției. Transgaz și Sfera Grup raportări în această săptămână. Banca Transilvania urmează să aibă datele de înregistrare atât pentru dividende cât și pentru acțiunile gratuite. SIF-urile astăzi, o lună de la căderea pragului, iată, nu au surprins investitorii. Nu putem spune acest lucru că... Da, absolut, absolut. Au evoluții absolut în nota întregului an. Ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic la SIF-uri. Exact. Dacă te uiți pe un grafic, pe lichiditate, nu observi a fi fost vreun eveniment important în ultima lună sau ultimele două luni. Iar în septembrie acest anunț de promovare. În regulă, doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea ZF Deschiderea de astăzi. Alături de noi l-am avut pe Alin Brendea, director general adjunct al Prime Transaction. Alin, mulțumim tare mult! Cu plăcere! Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare. Numai bine!